Zăpada dă bătăi de cap americanilor în statul Nevada din Statele Unite. Ninsorile au început să cadă în weekend, iar Serviciul Național de Meteorologie îndeamnă cetățenii să se abțină de la călătoriile la munte. Din cauza vremii nefavorabile, vizibilitatea este scăzută, de aceea șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la volan. Ninsoarea este densă, iar vântul este puternic pentru această perioadă a anului. Chiar dacă locuitorii sunt mulțumiți de spectacolul de iarnă pe care îl admiră, aceștia spun că rezervele de mâncare se termină, iar camioanele nu pot ajunge la magazine pentru a livra alimente și provizii necesare. Rafturile din magazine se golesc, însă oamenii sunt optimiști și nu își fac griji. Dacă reușesc camioanele să treacă peste vârful muntelui, magazinele sunt aprovizionate cu toate produsele necesare. Nu este ceea ce ar trebui să se găsească în magazine. Nu sunt ouă și alte alimente. Le este greu să obțină necesarul, dar nimic nu m-a afectat prea tare. Am un mijloc de transport cu care lucrez și este destul de sigur, așa că nu-mi fac griji pentru asta. Cei care călătoresc spre Nevada riscă să nu se mai întoarcă pentru o perioadă. Autoritățile au anunțat stare de urgență în 13 localități, iar meteorologii anunță că vremea rea se va menține și astăzi.